Suntem în mijlocul unei serii pe care am intitulat-o Pe urmele lui Isus. Și dacă nu ați ascultat, nu ați fost în dățile trecute, mesajele au, temele au continuitate, așa că vă invităm să o faceți, puteți asculta pe canalul de YouTube, cred că sunt puse și pe știrile, link-urile sunt puse și pe știrile Misiodei, pagina de Facebook, da, canalele de comunicare. Am început învățând de la Maestru, am zis primul episod, totul începe de la Isus. Urmarea lui Isus începe cu Isus, în mod evident. Urmarea lui Isus înseamnă viața lui Isus care curge prin mine. Și am folosit imaginea asta a viței și elementul esențial în raportul viței cu mlădițele, adică noi cu Isus, este rămânerea. Adică a continua într-o relație de totală dependență de Isus sau avea o relație de continuă și totală dependență de Isus. Asta a fost de la început. Fără Isus nu-i nimic. Dacă Isus nu trăiește prin viața mea, viața mea nu are să ofere nimic de valoare, nimic durabil. Resursele mele sunt limitate, capacitățile mele sunt limitate. Așa că dacă te simți blocat în vreun domeniu din viața ta, e cu siguranță pentru că Iisus nu trăiește în viața ta în domeniul respectiv. Apoi, săptămâna trecută am văzut că parte din urmarea lui Iisus este să creștem împreună. Dumnezeu a ales ca unele dintre binecuvântările Lui să nu le dea nouă direct, ci să ne le dea prin alții. Dumnezeu a ales ca unele dintre acțiunile Lui în viețile noastre să nu le întreprindă El direct, ci să le întreprindă prin alții. E parte din planul Lui. El ar fi putut să ne facă să fim suficienți noi în raport cu El. Și unii creștini trăiesc ca și cum raportul lor cu Dumnezeu personal e suficient. Nu e suficient. Parte din a fi ucenici înseamnă să fim parte dintr-o comunitate, pentru că Dumnezeu alege să facă lucruri numai prin alții și nu El însuși. Avem nevoie unii de alții. Alții nu sunt doar o anexă. Biserica nu este doar o chestie interesantă în plus, un bonus, ci e parte din planul lui Dumnezeu de a ne șlefui pe noi ca urmașii Lui și de a ne folosi în lumea asta. Și o să ne oprim puțin aici. Am încercat să dau demii să văd care e situația voluntarilor, dar n-am dat de el, așa că o mânt pe data viitoare. Situația cu voluntarii la scaune. Cred că nu s-a întors încă emii din țară. Dar vreau să pun o următoare întrebare. Luați-vă ceva de scris, că sunt telefoanele, că sunt pixuri și hârtii, caiete. Luați-vă ceva de scris. Și gândiți-vă puțin, care credeți voi că este cea mai... Care vedeți voi că este cea mai mare problemă, cel mai mare minus în comunitatea voastră și sau în biserica în ansamblu? Puneți comunitatea, puteți să puneți și... Care vedeți voi că este cea mai mare problemă în biserica din care suntem majoritatea parte? Musafirii. În sensul ăsta. Ce anume? Da, sunt pentru voi. Puneți-le cât mai specific. Nu le arătați la nimeni, decât dacă vreți voi. Care credeți voi că este cel mai mare minus, cea mai mare problemă, cea mai mare... lucru cel mai important care nu merge. Care vă frustrează, de care dați cu nasul frecvent. Și dacă spuneți că nu e nimic, atunci o să zic pe unde ați umblat în ultima vreme. Că dacă sunteți printre noi, ne lovim de una și alta. Următoarea întrebare, la care de asemenea vreau să ne luăm timp acum să răspundeți, tot fiți la fel fiecare întrebări, este care e primul pas pe care îl vei face tu ca să contribui la rezolvarea problemei respective? La îmbunătățirea lucrurilor, la, numiți voi, direcția de creștere în privința problemei pe care voi ați observat-o. Fiți specifici. Și dacă lucrul pe care voi l-ați spus acolo este rugăciunea, aș zice, super, mai puneți încă un lucru. Mai puneți încă un lucru, nu că rugăciunea ar fi insuficientă, ci că rugăciunea ne pune să și acționăm în sensurile, în sensuri tangibile, nu că rugăciunea ar fi tangibilă, dar în sensul mișcării lucrurilor și ca agenți ai schimbării. Da? Deci, dacă v-ați spus rugăciune, e bine. Dacă n-ați spus rugăciune, puneți-o și rugăciune. Rugăciunea trebuie să fie la toată lumea.
Dar și alături de rugăciune, în ce fel vrea să vă folosească pe voi Dumnezeu ca instrumente în gestionarea, rezolvarea, creșterea, poate nu o să rezolvați voi, poate nu o să descurciți voi total problema. Ok. Care este ideea cu acest exercițiu? Reflectând la realitatea vieții bisericii, eu cred că se disting două categorii de oameni. Asta este biserica noastră, da? În ansamblul ei. Aici este, așa, biserica Missio Dei. Și aici sunt comunități misionale. Și aici sunt grupuri mici. Dar vedeți voi, toate entitățile astea înseamnă oameni. Și eu aș spune că sunt două, cel puțin, categorii de oameni în Missio Dei. Și aș numi metaforic în două, i-aș folosi două metafore. Sunt motoare și sunt oameni în viața bisericii care sunt motoare și i-am pus cu o culoare deschisă. Oameni care fac lucrurile se întâmple, care trag, care acționează, care slujesc, care... Și sunt oameni care sunt un fel de pietre de moară în biserică. Și termenul s-ar putea să nu vă placă, s-ar putea să fie dur, dar sincer este foarte pregnantă senzația de pietre de moară. Pietre de moară care trag lucrurile în jos. Și atenție, a fi pietre de moară nu înseamnă doar a face probleme, că prin harul Domnului nu avem pe cineva care să facă probleme, să facă scandal, să facă eu știu ce chestii de genul ăsta. Slavă Domnului! Dar realitatea este că unii, prin simpla prezență pasivă sau prezență ocazională sau o postură consumistă, consumeristă, în care doar vin și stau și mă uit și văd și așa, și vin din când în când și oamenii nici măcar nu pot să conteze pe mine niciun fel, mai degrabă frânați lucrurile decât accelerați. Ce aș vrea să faceți este, uitându-vă la imaginea asta, să vă puneți voi înși vă întrebarea. În care categorie credeți că vă găsiți? Vă găsiți mai degrabă în categoria oamenilor care sunt motoare, care împing lucrurile înainte, care fac lucrurile să se întâmple, care slujesc pe alții, care binecuvintează pe alții, care se roagă, care acționează, care vestesc Evanghelia, care contribuie la viața bisericii într-un mod sănătos? Sau nu? Atenție, când spun pietre de moară, nu mă refer la oameni care au multe nevoi și care cer ajutor și care sunt copleșiți de realitate vieții și care cumva invită oamenii în viețile lor să-i ajute. Nu la asta mă refer. Ci prin pasivitate și prin inactivitate și prin lipsă de consecvență omoară entuziasmul ăla care sunt entuziasmați și care vor să miște și care vor să slujească și care vor să se implice. În ce categorie credeți voi că vă găsiți? Cum mă gândeam, aș fost interesant să facem un sondaj online anonim. Eu cred că sunt undeva pe la 50-50, că suntem 50-50, că suntem 40-60 de o parte, de alta, nu știu. N-am făcut
inventarul foarte detaliat. Dar realitatea este că unii funcționează ca o frână de mână, ca o piatră de moară, ca un balast pentru viața comunităților și a bisericilor. Și asta este nasol. Este nasol pentru că putem să vorbim despre idei și viziune și așa mai departe și ce facem, dar să n-ajungem prea departe, pentru că stăm și ne tot gândim, bă, dar ce facem cu X și de ce cum motivăm pe Y și cum, deci, ce se întâmplă cu nu știu care, care îl vezi din an în Paște și care când îl vezi nu face nimica sau vine și... Cred că înțelegeți despre ce vorbesc. Nu cred că e nevoie să detaliez. S-ar putea să nu vă dați seama cât de piatră de moară sunteți prin pasivitatea și inactivitatea voastră. S-ar putea să credeți că inactivitatea și pasivitatea este un fel de contribuție zero. Eu sunt neutru. Eu nu sunt nici prea înflăcărat, nici prea entuziasm, nici prea așa, dar nu fac nici probleme. Sunt și eu pe acolo, câteodată, uneori, când am timp, când am altceva ce face, când am chef. Realitatea, postura asta, trage ca niște pietre, ca o piatră de moară, viața comunităților, viața bisericii și încetinește, creează frustrare, creează fel de probleme. Știți ce diferență este să fii parte dintr-o entitate, că e grup mic, că e comunitate, în care ai o masă critică de oameni care chiar sunt hotărâți și trag acolo? Unii știți. Unii știți pentru că ați fost... Știți unii și ce înseamnă să fii, să vrei să tragi tare și să vrei să mergi înainte și să simți că n-ai cu cine. Și tare frustrant. Așa că aș vrea să luați conversația asta și să duceți în comunitățile voastre. Și să vă faceți propria evaluare. Dar unde sunt eu? Eu sunt pentru comunitatea asta un motor și apoi dacă voi aveți, cumva luați-vă propria voastră evaluare și supuneți-o feedback-ului celorlalți. Că s-ar putea să te consideri un mare motor de 500 de cai putere și comunitatea să nu vadă contribuția ta. Și zică, păi, poate ai intenții bune, poate te evaluezi nerealist, poate habar n-am, dar tu nu ești motorul ăsta care trage lucrurile înainte. Căutați să fiți onești, căutați să fiți să vă tratați și să ne tratăm unii pe alții cu har. Nu cu har în sensul de a cosmetiza adevărul. E important să avem adevărul adevărat. Dar cu har în ce facem cu adevărul. Și conturați care-s pașia de făcut înainte. În așa fel încât ori suntem pe bune și îl urmăm pe Iisus, ori Iisus spune, păi, știți ceva, toți cei care veniți după mine și nu mă urmați pe bune, vedeți-vă de treabă, Iisus are niște intervenții extrem de dure și de radicale vis-a-vis de oamenii care veneau după el așa de florile mărului și când a fost vorba să-i pună la niște, să le dea niște cuvinte mai dure, ăștia se gândește, stai puțin, că nu ne place de tine, Iisus, de fapt. Și mulți au plecat. Iisus se uite la cei doi și zice, voi nu vreți să plecați și voi? Cu altă minte, voi chiar vreți să mă urmați pe mine? Dacă chiar vreți să mă urmați pe mine, atunci haideți să veniți după mine. Dacă nu, mai bine lăsați-mă în pace. Cam asta e postura lui Iisus. Așa că, haideți să ne evaluăm bine urmarea lui Iisus. Putem să vin, să venim, să stăm aici frumos, să vorbim despre cum ar trebui să arate lucrurile, despre ce înseamnă să fii pe urmele lui Iisus, cât de frumos este pe urmele lui Iisus, și să plecăm de aici să nu facem nimic. Și un sfert, două treimi, un sfert sau o treime, sau 40% sau 50%, să zică, da, vrem să mergem, vrem să tragem, și restul, ce frumos e să ascultăm despre cum e pe urmele lui Iisus. Foarte frumos să ascultăm despre cum e pe urmele lui Iisus și nu facem nimic, pe bune. Și dacă realitatea este că vă identificați mai degrabă în postura de piatră de moară pentru viața comunității, a grupului mic, a vieții bisericii, e cazul să ne pocăiți. E cazul să ne pocăim și e cazul ca tot să ne pocăim acolo unde noi suntem. Pentru că într-un an... Ok, e simplistă abordarea asta. Nimeni nu este 100% motor și nimeni nu este 100% piatră de moară, probabil. De fapt, sunt poate câteva extreme, izolate. Dar cu toți avem, poate, elemente în care blocăm. Și poate ar trebui să ne pocăim de ele. Dar în măsura în care ne regăsim mai degrabă în frână decât în accelerație,
Haideți să ne uităm în inima noastră să vedem. Și atenție, nu vă pocăiți doar de activități. Mă-mi pare rău că eu nu slujesc pe fratele meu. Dar de ce nu slujesc pe fratele meu? Atunci când e nevoie de ceva, eu nu apar. Dar de ce eu nu apar? Care-i păcatul din inima mea? Care-i păcatul de rădăcină care dă naștere fructelor mele care nu sunt de la Duhul Sfânt? Că e vorba de individualism, că e vorba de egoism, că e vorba de lucruri pe care nu le cred despre Dumnezeu și despre comunitate și minciuni pe care le cred că eu îmi sunt suficient mie însumi. Căutați să vedeți care sunt rădăcinile alea de adevăr, de minciună, adevăr distorsionat, care înseamnă minciună, pe care le îmbrățișați în momentul în care sunteți mai degrabă frână decât accelerație. Cred că toți avem să ne pocăim. Vedeți, nici unul dintre noi nu cred că putem să fim în postura lui Iisus, în care cu o mânie sfântă Iisus îi pune degetul pe rana fiecăruia. Trebuie să ne apucăm să punem fiecare degetul pe rana noastră. Și stând și gândindu-mă la degetul depus pe rana mea, unul dintre lucrurile pe care Dumnezeu mi le-a arătat a fost folosind cuvintele lui Samuel. În momentul în care este uns Saul împărat, și poporul întreabă, ok, și ce faci tu acum? Adică noi o să ne lipsești tu. Și el spune, stați liniștiți că eu... nici de cum nu voi păcătui încetând să mă rog pentru voi. Și asta a fost așa foarte clară pentru mine. Nu faptul că am încetat să mă rog pentru biserică, în sensul că nu m-am rugat deloc, dar în sensul că m-am rugat foarte puțin în ultima vreme pentru biserică și pentru... În afară de situații individuale care erau foarte aproape de mine și pe care le știam, m-am rugat puțin pentru sănătatea, starea spirituală a bisericii și... Și asta a fost foarte clar care e partea mea în problemă. Una dintre ele, pot să fie mai multe, una n-a fost singura, unele poate că nici măcar nu le văd. Dar Duhul Sfânt m-a dus la pocăință vis-a-vis de propria mea puținime în rugăciune și de schimbarea pe care mă cheamă să o fac. Și anume să-mi pun timp și așa ce am făcut eu niște planuri legate de asta. Să mă ajute Domnul să le țin. Dar și afectează mai multe. Afectează echipe, afectează dinamici, în felul în care mă rog sau nu mă rog. Aștept să vedem feedback-ul de săptămâna viitoare. Ce ați descoperit prin comunități în urma timpului ăsta? Dar vă invit să aveți timpul ăsta în comunități, în care să descoperiți pe unde vă aflați, să vă auto-identificați, să le cereți și celorlalți să vă ajute să vă identifice. Și apoi să vedeți ce faceți, care e pasul următor. Măi, eu vreau să-L urmez pe bune pe Iisus, atunci trebuie să fac niște schimbări. Și cu siguranță veți avea nevoie de ajutor. Nu vă apucați să faceți schimbările singuri. Că de asta creștem împreună. Suntem împreună nu doar ca să ne arătăm cu degetul unul pe altul. Suntem împreună să ne ajutăm unul pe altul. Vrem să facem, să identificăm realitatea ca să știm de unde pornim, ca să nu ne facem iluzii, ca să nu visăm cai verzi pe pereți. Vrem ca să plecăm de unde suntem, dar să mergem înspre acea umblare continuă, dependentă cu Iisus. Să umblăm împreună așa fel încât să creștem împreună, dar nu putem să creștem împreună decât dacă plecăm de la adevărul așa cum este, de la realitatea onestă. Și nu putem să creștem, să umblăm cu Iisus și să facem toate lucrurile astea. Dacă nu, mergem și la al treilea punct. Umblarea cu Iisus înseamnă nu doar eu cu Iisus, înseamnă eu și frații mei în credință împreună cu Iisus, ci înseamnă următorul pas despre care vom vorbi astăzi. Și pentru asta o să deschidem în Ioan capitolul 4. Ioan capitolul 4, o să citim un text care vine după... Sau care este a doua parte a unui episod. Voi sumariza prima parte a episodului și vom citi pe urmă cea de-a doua parte. Iisus este pe drum mergând din sudul țării lui Israel, din Ierusalim, mergând înspre nord, înspre zona în care el copilărise. Și trecând prin asta, făcând călătoria asta, trece prin mijlocul ținutului lui Israel, în mijlocul căruia se află un popor foarte ciudat, un pic diferit de ceilalți. Nu erau nici neevrei, nu erau nici evrei, erau o rasă mixtă. Și erau disprețuiți atât de evrei cât și de neevrei.
Și Iisus trece pe acolo și spune că a trebuit să treacă pe acolo, a trebuit să treacă pe acolo și pentru că era, asta era geografia și era drumul cel mai scurt. Dar a trebuit, asta conține mai mult decât a trebuit datorită geografiei, ci a trebuit pentru că Iisus avea acolo o întâlnire. Și, interesant, se duce, se opresc la o fântână, era un sat în apropiere, numit Sihar, și ucenicii se duc să cumpere de mâncare. Interesant, 12 oameni se duc să cumpere mâncare pentru 13. E ceva acolo. Era clar că Iisus trebuia să îi trimită, să le dea de lucru, pentru că el avea o misiune. Și acolo vine o femeie, în miezul zilei, la ora 12. Foarte ciudat. Nu vii în cultura respectivă, în vremea respectivă, la ora 12 ca să vii cu găleata. Vii dimineața pe răcoare sau vii seara pe răcoare? Vii dimineața când începi treaba sau vii seara când ai terminat treaba și te alimentezi cu apă pentru a doua zi? Nu vii în mijlocul zilei. E ceva cu femeia asta de o face să vină în mijlocul zilei la fântână când nu vine nimeni. Parte din nou din ciudățenia episodului este că Iisus intră în vorbă cu ea. Acum trebuie să înțelegeți că odată evreii și samariteni n-aveau treabă unii cu alții, unii evrei ba chiar ocoleau Samaria de partea cealaltă a Iordanului, pe partea estică, în așa fel încât să nu cumva să treacă prin zona asta, așa de departe se țineau de ei. Apoi Iisus era bărbat, un bărbat nu avea conversații cu femeile în public. Apoi Iisus era un rabin evreu și femeia asta e ceva dubios cu ea, probabil din punct de vedere moral, și o să vedem că textul confirmă asta. Și Iisus sparge toate barierele astea și intră în conversație cu femeia. Și intră în conversație cu femeia cerându-i să bea. În condițiile în care, pentru evreu să se atingă de ceva ce aparține vreunei dintre neamuri sau vreunei dintre rasa asta mixtă de samariteni, era să devină impur din punct de vedere ceremonial, să devină necurat. Și Iisus îi cere să bea. Femeia șocată, cum tu, evreu, bărbat? Rabin, că se vedea probabil că Iisus era rabin. Cer de la mine să beau? Interesant, o paranteză, vorbeam săptămâna asta, după întâlnirea bisericii, avuseseră copii exact episodul ăsta, duminica trecută, și Simona încearcă să-l ajute pe Vlad să povestească episodul. Și Vlad nu era el în cea mai mare dispoziție și, ok Vlad, și ce-a făcut? Iisus i-a spus, dăm să beau. Și se vede Iisus, Vlad la Simona și spune, te rog, dăm să beau, că Iisus era politicos. N-avem detaliile politeții lui Iisus în acest episod. Că a fost rău, că n-a fost rău, Iisus îi cere să bea. Și Iisus îi spune, când ea zice, cum tu ceri de la mine, Iisus spune, eu am o apă vie, am o apă specială, pe care dacă îi beau, nu ți-ar mai fi niciodată sete. Și femeia rămâne, stai puțin, tu faci afirmații din astea pompoase, grandioase, cine ești tu? Ești tu mai mare decât strămoșii noștri care au fost aici și se referă la Iacov și o bogata istorie din spatele fântânii respective? Și Iisus îi spune, cine este el, îi spune că cumva face afirmare cu privire la identitatea lui sau a ceea ce poate oferi el, că oferă o apă de o calitate incomparabilă și atunci spune, domnule, dă-mi și mie apa. Și Iisus schimbă subiectul în mod surprinzător și în loc să-i spună, îți dau apa asta, uite așa poți să o ai, zice, cheamă-l pe soțul tău. Care femeia zice, n-am soț. Și Iisus îi spune, ai zis adevărul, pentru că ai avut 5 soți și cel pe care l-ai acum este soț. Apropo de ce înseamnă să fii căsătorit și să nu fii căsătorit. Pentru Iisus a trăi împreună nu înseamnă că suntem căsătoriți. Căsnicia nu înseamnă a trăi împreună, căsnicia înseamnă mai mult decât a trăi împreună. Alt subiect pentru altă ocazie. Dar ea spune, am avut 5 soți și acum am unul care nu-mi e soț. Da, îl am. E trebuie cu mine. Îi spune Iisus asta. Și femeia se vede descoperită. Aflăm de ce ea vine la 12 și de ce ea nu avea cea mai bună reputație în oraș și de ce este atât de contrariată că Iisus o inițiază conversația cu ea. Și zice, văd că ești profet și hai să schimbăm subiectul. Ce zici de închinarea? Dacă tu ești profet, hai să discutăm teologie. Voi ziceți că închinarea la Ierusalim. Noi zicem că aici, pe muntele ăsta, Gerizim, unde fusese un mare templu care acum era dărâmat, dar erau niște ruine și încă se mai închinau oamenii samariteni acolo. Și hai să discutăm puțin despre teologia închinării. Unde are loc închinarea? Și spune, da, dacă e să o luăm teologic, de la evrei și Ierusalim și așa mai departe. Dar, spune Iisus, vine vremea, vine ceasul. Când nu o să vă închinați nici colo, nici colo, pentru că închinarea nu va avea de-a face cu locație, ci închinarea va avea de-a face cu atitudine a inimii. Și spune Iisus, închinarea are loc în Duh și în adevăr, nu într-un loc sau în altul. Și femeia
Zice, știu că o să vină Mesia, știu că o să vină cineva care o să fie special și așa mai departe. Iisus îi spune, eu sunt Mesia. Haideți să vă luăm de la versetul 27. Chiar atunci au venit ucenicii lui și se mirau că vorbea cu o femeie. Totuși niciunul l-a întrebat ce cauți sau de ce vorbești cu ea. Femeia a lăsat ulciorul, a plecat în cetate și le-a zis oamenilor, veniți să vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Ar putea să fie acesta Hristosul? Mesia cel promis? Ei au ieșit din cetate și veneau spre el. Între timp, ucenicii care se întorseseră de la cumpărături îl rugau, Rabi, mănâncă! Dar el le-a răspuns, eu am de mâncat o mâncare despre care voi nu știți. Ca urmare, ucenicii și-au zis unii altora, nu cumva ai adus cineva de mâncare? Dar Iisus le-a zis, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Ce vrea să însemne asta? Iisus continuă și le explică, nu vă ziceți voi că mai sunt încă 4 luni până vine secerișul? Secerișul cerealelor care erau probabil în câmpurile înconjurătoare. Iată, eu vă spun, ridicați-vă ochii și priviți ogoarele. Iar oamenii veneau spre Iisus din cetate. Ele sunt albe, gata pentru seceriș. Chiar acum cel ce seceră primește răsplată și strânge rod pentru viață veșnică. Pentru ca și cel ce seamănă și cel ce seceră să se bucure împreună. Căci în această privință este adevărată zicala. Este adevărată zicala. Unul seamănă, iar altul seceră. Eu v-am trimis să secerați acolo unde voi nu v-ați străduit. Alții s-au străduit. Iar voi ați intrat în strădania lor. Mulți samariteni din cetatea aceea au crezut în el din pricina mărturiei femeii care zicea, mi-a spus tot ce am făcut. Așadar, când samaritenii au venit la el, l-au rugat să rămână la ei. Și el a rămas acolo 2 zile. Mult mai mulți au crezut apoi din pricina cuvintelor lui și ziceau femeii, acum nu mai credem din pricina spuselor tale, căci am auzit noi înșine și știm cu adevărat și știm că într-adevăr acesta este Mântuitorul lumii. Ce eveniment fain! Citind, prima mea reacție și am notat în notițele mele citind textul ăsta. Ce tare ca și în orașul nostru să se întâmple așa. Ca o mulțime de oameni să vină la Iisus și să ajungă să-L cunoască pe Iisus datorită mărturiei noastre și datorită cuvântului Lui. Dar intrăm în detalii. Dar faină imagine cu oameni care ajung să... O mulțime mare dintr-un sat, era probabil un sat, să ajungă să-L urmeze pe Iisus Mesia. Hai să vedem ce învățăm din textul ăsta. Aș sumariza lecția pe care ne transmite textul ăsta în următoarea frază. Viața cu Iisus este contagioasă pentru că viața lui Iisus e transformatoare. Viața cu Iisus este contagioasă pentru că viața lui Iisus este transformatoare. Ce se întâmplă în episodul ăsta este că interacțiunea dintre Iisus și femeia asta duce la transformarea femeii ăsteia. Ea care era ascunsă, care venea pe furiș, care venea când nu era nimeni, care evita contactul cu ceilalți, venea în miezul zilei, dintr-o dată, aleargă spre cetate, nu-i mai uite de rușine, uite de toate cele, aleargă spre cetate și le spune oamenilor, veniți să vedeți un om care mi-a zis tot ce am făcut. Apropo, voi știți ce am făcut. Adică nu era de ascuns, nu era noutate pentru nimeni. Dar femeia asta, exact așa cum este, fără nicio cosmetizare, fără nimic, uite de rușinea ei și vine, e clar când ea s-a produs o schimbare. E ceva în interacțiunea cu Iisus care a produs o schimbare majoră pentru femeia asta. Și atunci, pentru că viața lui Iisus e transformatoare, pentru că viața lui s-a transformat pe femeia asta, viața femeii ăsteia devine contagioasă. Și ea își aduce consătenii la Iisus, consătenii vin, îl cunosc pe Iisus, câțiva dintre ei, cei care au venit, îl invită să rămână și mult mai mulți ajung apoi să-L cunoască pe Iisus, se spune prin interacțiunea lor directă. Ce se întâmplă este că viața lui Iisus, care este transformatoare, a intrat în contact cu femeia asta, i-a transformat viața, și apoi viața femeii ăsteia a devenit contagioasă ca urmare a interacțiunii ei cu Iisus. Ce facem noi ca urmare a acestei realități? Dacă viața lui Iisus e transformatoare și face ca viața noastră să fie contagioasă, ce facem noi? Păi, am vorbit despre ce înseamnă să avem o viață transformată de Iisus, dar de ce înseamnă să rămânem în El. Și ne vom focaliza mai mult pe partea asta de viață contagioasă și cum se întâmplă ea. Vreau să punctez 4 lucruri pe care le putem face ca urmare a ceea ce învățăm din textul ăsta. În primul rând, inițiază dialog. Dacă vă uitați în conversația asta,
Iisus este cel care inițiază dialogul cu femeia. Nu femeia vine la Iisus să-i spună, știi, am o mare problemă pe suflet. Toată viața am căutat împlinirea. Am avut 5 căsnicii, toate s-au destrămat. Nu știu de ce s-au destrămat, nu știu dacă ea a plecat din ele, dacă bărbații respectiv au părăsit-o. Am acum un aranjament care nu este nici pe departe cel mai fericit. Am mare nevoie de tine. Nu se întâmplă așa. Șanse minime ca oamenii din senin să vină la noi și să înceapă să-și pună capul pe umărul nostru și zică, știi, am o problemă și am nevoie de ajutor. Și știu că tu poți să mă oferi ajutorul. Nu prea se întâmplă așa. Nu? Probabil că caz dintr-o mie. În celelalte 999 de cazuri, e nevoie ca urmașii lui Iisus, ca și Iisus, să fie cei care inițiază. Care inițiază dialogul, care inițiază relația, care se oferă, care fac pașii din zona de confort relațional, personală, înspre oamenii care îi înconjoară. Mulți o să spuneți, eu nu sunt genul ăla de persoană. Mie mi-e mai greu să inițiez relații cu oameni. Eu nu sunt Iisus. Iisus era special, Iisus era Dumnezeu, Iisus era cine era. Sau personalitatea mea, eu sunt introvert. Sau oamenii de lângă mine sunt mai tacituri și mai în lumea lor. Și putem să venim cu asemenea scuze și asemenea explicații. Unele dintre ele sunt foarte reale și pertinente. Însă ce aș spune este că niciuna dintre elementele astea n-ar trebui să ne facă să dăm înapoi. Gândiți-vă la Iisus. Era o grămadă de barieră și o grămadă de elemente care l-ar fi oprit pe Iisus să stea de vorbă cu femeia asta. Repet, femeia asta era necurată, el era curat. Ea era femeie, el era bărbat, în contextul ăla nu vorbește nici cu alții. Ea era samariteancă pe care ar fi evitat evrei nici să nu-i vadă, ar fi ocolit pe partea alta a Iordanului. Iisus vine acolo și stă de vorbă. Cumva Iisus, ce mi se pare că face Iisus este că sparge toate tiparele și toate barierele. Nu era parte din, de obicei oamenii când veneau să te de vorbă la fântână și așa, și Iisus folosește ocazia relațională și nu. Iisus merge în contra tuturor tiparelor și face ceea ce era de nefăcut. Și eu sunt introvert, să știți. Mie îmi vine cel mai simplu pentru mine să stau în lumea mea. Dacă am un cadru și cineva îmi face și cumva se creează relația, foarte fain și mă bucur de relație. Dacă este vorba că eu să inițiez relația, mi este foarte la îndemână. Așa că vă înțeleg pe toți cei care spuneți, păi eu sunt introvert și nu mi se potrivește. În același timp însă, îmi dau seama că care sunt beneficiile facerii pasului inițial, care sparge un pic gheața și începi să clădești acolo relațional. Și de exemplu, în relația cu vecinii mei, caut să folosesc orice interacțiune, nu doar să salut și zic salut vecine. Am făcut asta dimineața că mă grăbeam, că eram în întârziere și oricum am întârziat. Și n-am mai dat geamul jos, dar dau geamul jos, mă opresc și stau de vorbă cu omul. Bă, ce mai faci? Care-i faza? Ce se mai întâmplă? Ce mai faci? Că sunt chestii legate de comunitatea de acolo și ce ar trebui făcut. Ce mai făcut în vacanță? Pe unde s-a dus? Caut să folosesc ocazia respectivă. Cu vecinii de peste gardă. Acum, cu vecinii de peste gardă am tot avut inițiative care au dat roade limitate. Și relativ recent am povestit cu comunitatea și am zis, bă, oameni buni, cred că trebuie să ne rugăm pentru vecinii ăștia mei, că parcă e ceva care nu leagă, nu cuplează. Și în condițiile care, în urma unor interacțiuni repetate de ce faci vecine, norul vecine, tu dai zăpada, eu dau zăpada, ce face copilul și așa, hai la mine, hai să ne cunoaștem, hai să mâncăm o prăjitură, hai să facem un fotbal așa. Și multe răspunsuri politicoase, dar nu s-a întâmplat încă nimic. Și ăsta suntem în punctul în care suntem noi. Mi-ar plăcea să vă spun o poveste din aia în care am avut inițiativa, în care un vecin a venit la masă și de ce e un prieten și acum a venit despre Iisus. N-am ajuns acolo, dar vrem să ajungem acolo. Însă suntem la punctul ăsta la care simțim nevoia de rugăciune a comunității, pentru că pare că vecinii care mi s-a părut nouă că ar fi cei mai de vârsta noastră și cu care am fi cuplat cel mai ușor și care aveau și copii și așa mai departe, ar cupla cel mai ușor. Dar nu e așa. Sau la școală, un alt grup de oameni pe care avem în atenție pentru a crea relații cu ei și a ne împrieteni cu ei, pur și simplu pentru că e normal să te cunoști unii cu alții în contexte sociale, dar și pentru că vrem să le vorbim despre Iisus, sunt copiii, părinții colegilor de la școală. Și trebuie să vedeți cum este la școală. De multe ori, părinții,
Cu toate că se știu unii cu alții, în unele cadre, în altele cadre nu e chiar așa, dar în unele este situația asta, se știu unii cu alții, dar fiecare stă în dreptul lui și așteaptă copilul. Nu vine lângă celălalt să vorbească cu el. Și cumva, băi, hei, ok, nu m-a văzut. După un minut, salut vecine, salut vecine. Salut, salut. Da, ce faci, cum e, ce mai... stăteam de vorbă, venise un... săptămâna asta venise, îl așteptam să-l iau pe Vlad. Și venise un tătic cu o bunică, împreună să ia pe o fetiță și știam cine sunt. Și dă mâna, după care el continuă pe telefon. Și eu eram pe telefon. Mi-am oprit telefon, ce făceam pe telefon, ce citeam articolul, nu știu ce. Zice, hai mă să povestim și noi un pic. Suntem aici, trei oameni. Și am adresat câteva întrebări legate de ce sunt ora la care este. Am fost să rămâne niște încurcături de orele la care este. Și așa, și așa s-a creat un... mic dialog. Ce vreau să spun este că e ușor în cultura noastră, cultura noastră nu este una în care oamenii foarte ușor socializează fără să se cunoască bine. Dar e de responsabilitatea noastră să facem primul pas și să inițiem dialogul și apoi să inițiem relația cu oamenii respectivi. Pentru că apoi, pentru că apoi să facem următorul pas, dar înainte de a face următorul pas, aș zice așa, hai să ne oprim puțin și să facem o aplicație. Cu cine te intersectezi cu oarecare frecvență? Și putea să fii intențional luând inițiativa în conversație. Și gândiți-vă cu nume. Vecinul de la 3. Că nici nu știu cum îl cheamă. Știu doar care barbă, ochelari. Și poate un prim pas ar fi să aflăm numele. Frizerul la care mă duc să mă tund și sau fac unghiile la manicură sau eu știu. Și cu care aș putea să... despre care aș putea să aflu mai mult. Sau vânzătorul de la magazin, care este mereu cam același, că tot timpul luăm pâine de la colț și dăm de el, că mergem pe la aceeași oră. Care sunt oamenii cu care interacționez cu oarecare regularitate? Sau colegii, sau colegi din birou, sau cu care, pe care nu-i cunoști și cu care poți iniția dialogul, sau cu unii dintre ei continua relația. Că dacă s-a inițiat dialogul, întrebarea e care e pasul următor. Și pasul următor este cultiv relația. În esență, nu există influență fără apropiere. Pot să am cel mai minunat caracter, pot să fiu stelar în umblarea mea cu Isus și în calitățile mele morale și așa mai departe, dar dacă nu sunt suficient de aproape de oameni, nu o să influențez pe nimeni. Am nevoie să inițiez o relație și să cultiv o relație, pentru că apoi, așa cum spuneam, în al doilea rând, inițiază dialogul, fii intenționat, distinge între terenurile de semănat și holdele de secerat. Iisus spune aici că sunt, și face distinția asta, că unii seamănă semințele, da? Și face paralela cu agricultura, și alții seceră, după ce semințele au încolțit și a apărut o plantă și planta a crescut și a ajuns la maturitate. Seceră roadele. Și Iisus spune că sunt unii care seamănă semințele, și la asta se referă la punerea semințelor Evangheliei adevărului despre Iisus și cine este El în viețile oamenilor. Și apoi alții care seceră. Sau alții care culeg roadele plantării semințelor pe care le-au făcut ei mai timpuriu sau alții înaintea lor. Și în esență sunt oameni care sunt la stadiul la care trebuie să audă despre Iisus, trebuie să audă Evanghelia, să înțeleagă cine este Iisus și ce relevanță are El pentru viețile lor. Sunt alții însă care știu de asta și cunosc și cumva au nevoie să fie provocați la a-L urma pe Iisus, la a lua o decizie, la a îndrepta viețile în direcția urmării lui Iisus. Și următoarea întrebare aplicativă este, cine în viața ta, cine în viața mea, are nevoie să primească semințele Evangheliei, cine este teren bun pentru însemânare, pentru inseminare, însămânțare. Însămânțare, l-am găsit! Și cine... cine în viața ta este pare a fi cop pentru seceriși? Iarăși, liste oameni concreți. E cineva în viața ta care știi că ai tot vorbit despre Iisus, știe despre Iisus, dar care are nevoie să se hotărască? Vreau să-L urmez pe Iisus? Și apropo de botez, botezul nu este un act ritual, un ritual de eu știu ce performanță spirituală am avansat, nu. În Noul Testament, botezul este actul inițiatic, este ăla de la început. Domnilor, ce să facem? Și noi. Păi pocăiți-vă,
da? De păcatele voastre, credeți în Iisus și botezați-vă ca un act public al hotărârii voastre de a urma pe Iisus. Despre asta e vorba. Așa că dacă noi, omul a crezut sau omul nu a crezut și are nevoie să-și pună încrederea în Iisus, să se pocăiască de păcatele lui și să fie botezat, invitat la asta. Apropo, cei dintre voi care nu știți, oare trebuie să fiu eu, oare e cazul să-l fac? Dacă nu ați fost botezați, întrebare e simplă. Păi, ți-ai pus încrederea în Iisus? Dacă da, apoi actul care urmează este botezul. Știu că sunt acum cazuri și există medii în care am crescut, în care practic a fost botezului copiilor, care de fapt are o semnificație oarecum diferită de cel al botezului adulților despre care vorbește Noul Testament. Dacă vi se pare că sunteți într-o postură ciudată, apoi eu am fost într-una foarte ciudată atunci când eu am fost botezat, eu eram pastorul bisericii. Așa că dacă vrei o situație mai ciudată decât a fi botezat ca pastor al bisericii, încercați să-mi dați voi una și poate să, nu știu. Dar, pentru că eu, crescând în contextul respectiv și luând Scriptura și zicând, bă, noi ce facem ca biserică în momentul în care am plătat misiunea de ei? Luând și studiind tot ce spune Scriptura, văzând ce spun și unii și alții legat de ceea ce spune Scriptura, am zis, bă, dar eu n-am cum să iau Scriptura și să zic, acum vom boteza pe copilul X, pentru că nu văd argumente. Dar văd argumente pentru a spune, ok, ai crezut și am fost botezat. Apoi hai să facem asta. Și dacă eu n-am făcut-o, apoi hai să fac și eu. Că a fost actul încrederii și pocăinței, a fost acum 20 de ani. N-are nimic. Nu-mi strică cu nimic. Și experimentând tot ce am constatat, a fost că Iisus a fost genial. A fost genial când ne-a lăsat pâinea și vinul, să ne amintim mereu de actul lui de sacrificiu sângeros, în esență. A fost genial atunci când a lăsat botezul, care era o spălare ritualică în contextul evreiesc de atunci, dar care în esență creează un moment memorabil. Toți cei care ați fost botezați știți că ăla a fost un moment memorabil. Nu ăla a fost momentul în care l-ați întâlnit pe Iisus, în majoritatea cazurilor. Dar ăla a fost momentul în care a marcat hotărârea de a urma pe Iisus. Și dacă n-aveți momentul ăla memorabil, puteți să lăsați toate celelalte complicații și hai să o facem, că asta ne-a chemat Iisus să facem și să nu mai complicăm lucrurile atât de tare. Și am închis paranteza. Distinge între terenurile de semănat și holdele de seara. Cine în viața ta este bun teren de semănat, Evanghelia? Și poate nu știi tu cât de bun este, dar este gol. N-are roade. În sensul ăsta. Că în pilda semănătorului, semănătorul seamănă peste tot. Și pică și pe teren mai bun și pe teren mai puțin bun. Ăla bun de roade. Și apoi care sunt oamenii din cercul tău relațional care par deja a fi copți pentru a se hotărâ să-L urmeze pe Iisus. În al treilea rând, folosește puterea mărturiei personale și puterea cuvântului lui Dumnezeu. Foarte evident a fost citind textul, că oamenii vin la Iisus pentru că femeia zice, mi-a spus tot ce am făcut, mărturia ei, și în mod evident văd o altă femeie, nu este cea pe care eu o cunoșteau, și sunt intrigat și vin să vadă cine este persoana asta care a marcat viața femeiei astea în felul ăsta. Dar apoi, interesant, în urma cuvintelor lui Iisus, mulți spun, da, venim noi la tine, la El, din pricina cuvintelor tale, dar acum noi L-am cunoscut, noi L-am întâlnit. Și din pricina cuvintelor Lui, acum suntem și noi ucenicii Lui. Transformarea personală, transformarea din viața mea, mărturia vieții mele, a ceea ce face Iisus, mi se pare că ne dă ocazia să îndreptăm atenția asupra cuvântului lui Iisus, asupra felului în care El ni se descoperă din Scriptură. Și atunci Iisus ne învață să le folosim pe amândouă. Episodul ăsta ne învață să le folosim pe amândouă. Și în fine, fii răbdător în proces. Venirea oamenilor la Iisus este un proces. Cere interacțiune, cere întrebări, cere răspunsuri, cere investigare, cere cântărirea lucrurilor. La unii procesul este mai lung, la alții procesul este mai scurt, dar în toate cazurile venirea oamenilor la Iisus este un proces. Cere timp, cere atenție, cere răbdare, cere inițiativă, așa cum spuneam, cere semănare, dar cere și răbdare, așa că fiți răbdători cu oamenii în proces. Pauză. Reflecții, întrebări, mărturii, observații legate de chemarea asta de a fi contagioși și natura vieții creștine care este contagioasă, pentru că viața lui este transformatoare. Sorin.
Ce aș spune este că mi se pare că nu e cazul să facem compromis cu păcatul și trebuie să fim, să ne delimităm de păcat. Ce aș spune este că nu asta va atrage oamenii. Cumva trebuie să căutăm, nu ideea de a ne compromite, dar care sunt porțile celelalte în care putem să invităm oamenii. Dacă te uiți aici, Iisus se delimitează de femeia asta, nu? Cumva ce caută ele să se apropie. E evidentă diferența. Adică delimitările sunt evidente. Și dacă nu sunt evidente, e ok să le facem. Însă ce aș spune este că nu condamnarea păcatului oamenilor îi va face să vină înspre Iisus. Pentru că e interesant că Iisus nu în felul ăsta se raportează cu păcătoșii. Iisus nu se raportează la păcătoși condamnându-i și nu condamnarea păcatelor lui îi atrage pe ei la... Asta nu înseamnă că el nu condamna păcatul. Iisus era perfect, Iisus era sfânt. Dar în felul în care se raporta la păcătoși, nu condamnarea păcatului atrage oamenii la Iisus. Și repet, asta nu înseamnă că trebuie să ne compromitem de dragul comunicării Evangheliei. Nu, e ok, avem standardele pe care Iisus ne cheamă să le avem și fiecare și sunt unele care sunt interpretabile. Chiar asta cu Halloween sunt oameni care folosesc ocazia ca să clădesc relații cu vecinii, cu prietenii, nu neapărat sărbătorind spiritul sărbătorii, dar fiind între oameni și spuneau, la noi e mai puțin asta, dar în Statele Unite fiind foarte populară, mulți folosesc ocazia asta și iau cele mai tari bomboane și așa mai departe, că atunci când vin copiii, nu le închidă ușa în nas să le spună, nu sărbătoresc Halloween-ul pentru că este o sărbătoare păgână, ci să zică, dincolo de păgânătatea sărbătorii, dacă mi-a venit copilul la mine la ușă, vreau să folosesc ocazia să-l cunosc. Care-i vecinul, care-i copilul, să-i dau cea mai bună bomboană, ca data viitoare să vină tot la mine, că știe că sunt vecin bun. Deci, ideea este, da, e loc de și să suntem chemați în mod special în viețile noastre să trăim separat de păcat, atunci când oamenii ne întreabă și când sunt ocazii să le spunem de ce trăim vieți separate, dar aș spune că nu asta va atrage oamenii la Iisus. Și ce va atrage oamenii la Iisus? Va fi bunătatea lui Iisus, harul lui Iisus, dragostea lui Iisus, în ciuda păcatului oamenilor, care nu trebuie pus sub preș, că Iisus nu bagă păcatul femeii sub preș, din potrivă, el îi pune degetul pe rană, dar îi spune, eu așa cum ești, te primesc. Am apă vie pentru tine. Da. Viteza, graba sunt inamicii relațiilor și inamicii clădirii relațiilor care să fie contagioase. Bună observație, Diu, și bună, da, bună ridicare a unei frământări care către ne vizează. Puteți continua asta în comunități, vă invit să continuați în comunități alături de discuția asta legată de propria evaluare de sine. Și aș încheia spunând așa, apare în text apa vie. Iisus se oferă să dea apa asta, într-o altă parte din Ioan spune, eu sunt apa vie. Spune apoi despre apa asta vie, că este de fapt Duhul Sfânt, pe care urma să-L dea ucenicilor. Și cu toate beneficiile care vin împreună cu locuirea Duhului Sfânt în noi, adică iertare, acceptarea de Tatăl, bunătatea lui Iisus care ne invită, apropo, vedeți? Apa nu bei pentru că trebuie. Mai sunt unii care nu beau apă de fel, se deshidratează și trebuie să-și propună să bea apă. Dar mai era asta. În mod normal, apă bei pentru că te sete, apă o bei pentru că ai nevoie de ea. Cumva așa este Iisus. Iisus ni se oferă nouă ca fiind apa asta vie. Apă vie care, atenție, este oferită gratuit în textul ăsta, dar care nu este ieftină. Și tensiunea textului este cum se poate ca Iisus, fiind atât de diferit din punct de vedere al standardelor etice, morale și tot ce vrei, în raport cu femeia asta care era așa de păcătoasă, să-i ofere apa asta vie, adică pe sine însuși o relație cu el și cu tatăl, în ciuda diferenței astea, în ciuda păcatului femeii astea. Și răspunsul este, interesant, Iisus folosește aici expresie și Tim Keller remarcă asta că în versetul...
Vine ceasul. Versetul 23. Vine ceasul și acum a și venit. Și de care remarcă faptul că de fiecare dată când Iisus folosește expresia vine ceasul, se referă la ceasul morții lui. Și el spune vine ceasul, vine un moment și de fapt acum a și venit, e pe vine, cum s-ar zice, în care nu vă veți închina nici la templul ăsta, nici la templul ăsta, în care templele vor deveni expirate, nu va mai fi nevoie de templu, pentru că eu sunt adevăratul templu. Vine ceasul în care nu va mai fi nevoie de preot, pentru că eu sunt marele preot. Vine ceasul în care nu va mai fi nevoie de sacrificiu, pentru că eu sunt sacrificiul. Vine ceasul când închinarea nu va mai depinde de rocații din preot, ci de sacrificiu, pentru că eu însumi le voi împlini pe toate. Și e posibil ca Iisus să se ofere pe sine apă vie păcătoșilor care nu merită? Doar datorită sacrificiului lui. Doar datorită faptului că el și-a asumat păcatele noastre, și-a asumat toată mizeria noastră. A murit și plătind consecințele păcatelor noastre care este moartea. Și acum oferă apă vie tuturor celor care vin. Și celor care o primesc, invită să dea mai departe apa asta vie, în așa fel încât viața lor să fie contagioasă. Haideți să luăm din pâine și din vin, copiii deja nu mai au răbdare. Haideți să luăm din pâine și din vin, reflectând la felul în care Iisus a transformat viețile noastre și cum putem folosi mărturia transformării din viețile noastre ca o rampă de lansare în conversații care să îndrepte atenția oamenilor înspre Iisus. Care sunt oamenii respectivi? Hai să nu luăm câtva timp să stăm, să ne rugăm pentru noi și inimile noastre, pentru oamenii din viețile noastre pe care Dumnezeu ne-a adus în atenție în momentele astea. Și apoi voi încheie eu cu rugăciune, luând, puteți să o luați în timp ce vă rugați din pâine și din vin. Eu voi încheia și apoi vom lua și ceilalți din pâine și din vin împreună. Avem pâine și vin în față și în spate. Iar dacă lucrurile astea sunt încă, sunteți încă în faza exploratorie și nu știți Iisus, încrederea în El, viața transformată, dacă viața voastră nu a fost transformată de Iisus în așa fel încât să aveți ce ai infectat pe alții prin contagiune, luați-vă timp și gândiți-vă cine este El și dacă l-ați experimentat pe El ca fiind apa vie, cel care oferă har, cel care oferă iertare și dacă nu s-o faceți în momentele astea în care stăm în liniște împreună. Haideți să luăm din pâine, din vin, mergem la locurile noastre, petrecem un timp în rugăciune și apoi voi încheie eu cu rugăciune și vom avea o cântare.